În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dragi părinți, iubiți frați și surori, cred că cei tineri așteptați de la cei care suntem căsătoriți să primiți ceva sfaturi, dar să știți că tema aceasta despre căsătorie și familie este foarte grea. Mai ales să vorbim noi cei căsătoriți. Pentru că nu știu dacă noi trăim așa cum ar trebui viața de familie. Nu știu dacă suntem soți buni sau părinți buni ca să putem noi să dăm sfaturi pentru cei tineri. De aceea cred că cel mai ușor este pentru cei necăsătoriți să vorbească despre familie. Citeam un cuvânt undeva care mi-a intrat la suflet și spune așa că, printre altele, menirea omului este ca să nască și să crească prunci cetățeni ai cerului. Este un lucru foarte important și o misiune foarte importantă pe care ne-a trasat-o Dumnezeu încă de la creație. Să naștem și să creștem cetățeni ai cerului. Și mă gândesc că tocmai din cauza aceasta, diavolul dintotdeauna a luptat și luptă împotriva familiei și împotriva căsătoriei. Pentru că omul are darul acesta de la Dumnezeu de a crea cetățenii cerului. Și diavolul nu vrea să se umple cerul, raiul, cu oameni. Pentru că el este vrăjmașul omului și vrăjmașul lui Dumnezeu. Și așadar, întotdeauna diavolul a luptat și luptă împotriva familiei. Vreau să amintesc aici câteva metode prin care diavolul a luptat de-a lungul istoriei împotriva familiei și împotriva căsătoriei. Una dintre acestea este destrâul. Apoi divorțul. Vedem că lucrurile acestea în toată istoria omenirii au fost prezente. Întotdeauna diavolul prin divorț a încercat să rupă familia, dar o cauză, sau una dintre cauzele pentru care omul a ajuns la divorț, sau omul ajunge la divorț, este destrânarea. Faptul că omul nu înțelege că, așa cum spuneau frații înaintea mea, în celălalt trebuie să-L vadă pe Hristos. Deci soțul în soția lui trebuie să-L vadă pe Hristos. Și soția în soțul ei trebuie să-L vadă pe Hristos. Și dacă omul ar reuși lucrul acesta, bineînțeles că s-ar purta față de soția sa sau față de soțul său ca față de Hristos. Dar omul n-a înțeles și nu înțelege menirea lui, nu înțelege scopul lui. Și de aceea omul ajunge la destrâu și la divorț. Dar diavolul nu s-a oprit doar la aceste lucruri. Pentru că vedem că pe parcursul istoriei, diavolul a inventat și alte și alte metode ca să strice familia. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că familia este o mică biserică, o biserică în miniatură. Și așadar, diavolul, luptând împotriva familiei, de fapt, luptă împotriva bisericii. Împotriva lui Dumnezeu. Mai ales că omul este și chipul lui Dumnezeu. Și diavolul, așadar, a mers mai departe. Vedem că, de o vreme încoace, tinerii refuză să se căsătorească. Să se cunune. Iată o altă ispită, un alt păcat prin care diavolul luptă împotriva
familiei. Apoi vedem un păcat mai vechi, dar parcă în zilele acestea tot mai prezent și tot mai mediatizat, sodomia. Prin acest păcat, diavolul nu numai că strică familia, nu numai că luptă împotriva ei, dar pervertește firea umană. Păcatul acesta a fost cauza pentru care Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora. Și iată că astăzi, din păcate, când am crede noi că lumea este mai civilizată, păcatul acesta și altele de felul acesta sunt promovate prin mass media, prin legi, sunt legiferate, sunt prezentate ca lucruri firești și normale. Apoi, contracepția și avortul. Alte păcate grave pe care vedem că diavolul le promovează. Spunea un părinte că parcă în acești ani avortul s-a mai rărit. S-a rărit. Dar nu pentru că omul a devenit bun. Nu pentru că omul s-a depărtat de Dumnezeu, ci pentru că omul s-a modernizat și a găsit alte metode ca să păcătuiască fără ca să procreeze. Și atunci nu mai este nevoie să facă avort pentru că omul păcătuiește liber. Și iarăși spun, lucrurile acestea sunt promovate. Televiziunile promovează păcatul acesta și îl prezintă ca ceva normal, firesc. Ceva necesar. De asemenea, vedem că diavolul cu slujitorii lui nu s-au oprit nici aici. Ci au mers și merg mai departe. Și vedem că chiar în vremurile noastre se luptă diavolul pentru eliminarea termenului de bărbat și femeie. Și înlocuirea lui cu soți. Mai mult decât atât, diavolul luptă și împotriva termenilor mamă și tată. Să nu mai existe termenul acesta. De ce? Pentru că l-a creat Dumnezeu. Termenii aceștia a creat Dumnezeu. Și atunci diavolul luptă împotriva lui Dumnezeu și vrea să scoată din vocabular termenii aceștia de mamă și tată. Și să-i înlocuiască cu părinte 1 și părinte 2. Nu este aceasta. Sau toate acestea nu sunt un atentat la familie și la căsătorie? Haideți să privim puțin în Sfânta Scriptură și să vedem cum a creat Dumnezeu lumea aceasta. Pentru că omul, vedem, omul s-a civilizat, în ghilimele s-a civilizat, și iată, vrea să-L corecteze pe Dumnezeu. Nu este bine cum a făcut Dumnezeu lumea, nu este bine cum a făcut Dumnezeu bărbatul și cum a făcut Dumnezeu femeia, nu este bine cum a lăsat Dumnezeu să trăiască bărbatul cu femeia împreună, nu este bine cum a lăsat Dumnezeu să nască bărbatul și femeia copii și să-i crească, ci omul vrea astăzi, că s-a civilizat, vrea astăzi să-L corecteze pe Dumnezeu. Privim în Sfânta Scriptură la facere. Chiar la capitolul 1, versetul 27. Zice, și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbat și femeie. Și Mântuitorul Iisus Hristos la Matei, capitolul 19, versetul 4, spune așa. Că la început i-a făcut bărbat și femeie. Deci ce spuneam? Că omul modern vrea să scoată din vocabular termenii aceștia de bărbat și femeie, de tată și mamă. Și copiii.
ei singuri să decide dacă sunt bărbați sau femei, băieți sau fete. Deci nu Dumnezeu a decis aceasta, ci noi decidem ce suntem. Nu este acesta sau nu este aceasta o ofensă la adresa lui Dumnezeu? Iată cât de mult s-a stricat lumea aceasta. Părintele Stăniloae spunea așa că Eva a fost cuprinsă virtual în Adam. Spuneau aici și frații, cum a început, bărbatul și femeia erau, să spun așa, împreună în om. Așa l-a creat Dumnezeu mai întâi pe om. Și așadar, Eva, deci femeia, era virtual în Adam. Apoi a fost adusă, zice Părintele Stăniloae, la existență distinctă. Femeia a fost creată din Adam. Așadar. Deci iată, iubiți frați și surori, prima familie. Dumnezeu a creat prima familie în Rai. Sigur că cu timpul și la poporul evreu s-a stricat această rânduială. De aceea Mântuitorul Hristos la Matei accentuează că la început Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Nu bărbat și femei, nu femeie și bărbați, sau alt fel de, tot felul de combinații de astea. Ci la început Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Asta este familia. Și le-a dat poruncă Dumnezeu să nască fii. Și cum spuneam, cetățeni ai cerului. Fericitul Augustin spune și el un cuvânt foarte frumos, zice Hristos a întărit în Cana, adică la nunta din Cana Galilei, ce a instituit în Rai. Ce a instituit Dumnezeu în Rai. Adică familie. Dumnezeu în Rai a creat familia. Bărbat și femeie. Cu porunca de a naște fii. Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana Galilei vine și întărește. Nu desfințează. Vedem că în Vechiul Testament erau tot felul de situații când mai ales regii aveau multe soții. Nu era un lucru firesc, normal. Era o pervertire, o denaturare, practic, de la ceea ce a lăsat Dumnezeu. Sau li se dădea carte de despărțire femeilor pentru anumite motive, sau dacă rămânea văduvă, femeia putea să se căsătorească și să se recăsătorească și așa mai departe. Dacă de fiecare dată murea soțul. Lucruri cam nepotrivite, nefirești. Vis-a-vis de rânduiala pe care a lăsat-o Dumnezeu. Dar vine Mântuitorul Hristos aici, în Cana Galilei, și întărește ceea ce a creat Dumnezeu în Rai. Hristos a ridicat familia pe o treaptă de sfințenie, care face să fie văzută ca o imagine în miniatură a Bisericii. Asta zice fericitul Augustin, dar și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că familia este o mică biserică. Orice familie, ea trebuie să fie o mică biserică. Și toate familiile acestea, ale noastre, ale fiecăruia, sau noi fiecare în parte, mădulare, formăm Biserica lui Hristos. Biserica cea mare, dacă vreți. Căsătoria este foarte importantă. Știți de ce? Pentru că noi, așa ar trebui să fim, noi ne căsătorim ca să ne mântuim. Și cum spuneam la început, trebuie să privim în celălalt și să-L vedem pe Hristos. Dacă privim, dacă în celălalt îl vedem pe Hristos, atunci în familia noastră va fi pace, dragoste, armonie, înțelegere și toate celelalte, ca și cum ar fi Hristos în casa noastră. Și așa trebuie să fie. Am auzit ce ne-a vorbit fratele aici. Că Hristos nu trebuie să fiu eu și soția, ci eu Hristos și soția.
Unirea deplină în iubire a soților este arătată în Vechiul Testament în special ca o metaforă pentru relația dintre Dumnezeu, Iahve și poporul său. Deci familia este, dacă vreți, o imagine, o metaforă pentru relația dintre Dumnezeu și poporul său. Vedem că de multe ori atunci când poporul l-a supărat pe Dumnezeu, poporul Israel, poporul ales, când s-a depărtat de Dumnezeu, când s-a închinat și a slujit idolilor, de multe ori Dumnezeu îi mustră și îi numește destrânați. Deci așa se raportează Dumnezeu la poporul Israel și între Dumnezeu și poporul Israel este ca o relație de familie. Și când poporul se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu consideră că este ca și cum soția și-ar înșela soțul. Și vedem și în Noul Testament lucrul acesta, unirea dintre Hristos și Biserică, o vedem la Efeseni, la capitolul 5, amintit aici și Părintele Florinel. Vedem lucrul acesta. Și aș dori să citesc câteva cuvinte. Zice, femeia să se supună bărbații, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum Hristos, cap bisericii, trupul său, al cărui mântuitor este. Ci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor. Întru totul, bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci iată modelul de familie. Este modelul Hristos și biserica. Așa cum Hristos și-a iubit biserica, așa și bărbatul să-și iubească femeia. Așa cum biserica s-a supus lui Hristos, așa femeia să se supună bărbatului. Cum a iubit Hristos biserica? Păi Hristos așa de mult a iubit biserica, adică pe noi, pe oameni, pe toți oamenii, încât și-a dat viața pentru biserică. Asta trebuie să fie relația dintre bărbat și femeie. Relația de familie. O relație de dragoste atât de profundă încât bărbatul să fie în stare oricând să-și dea viața pentru soția lui. Și cum s-a supus biserica, cum s-a supus femeia, adică biserica, lui Hristos? Păi și biserica. Vedem că de-a lungul timpului s-a supus lui Hristos pentru că și ea și-a dat viața. Câți sfinți avem, câți martiri care și-au dat viața pentru Hristos? Au murit. Așa supunere au făcut lui Hristos încât au renunțat la tot până și la viața lor. Deci iată, și bărbatul este dator să-și iubească femeia până la jertfă, dar și femeia este datoare să-și iubească bărbatul tot până la jertfă. Și asta este imaginea bisericii. De aceea biserica este mica, adică familia este mica biserică. Pentru că se aseamănă foarte mult familia sau relația din familie, dintre soț și soție, cu relația dintre Hristos și biserică. Zice Sfântul Apostol Pavel că scopul căsătoriei, parafrazez, nu citez un anumit pasaj, este nașterea de prunci, iubirea și întrajutorarea reciprocă a soților, dar și potolirea poftelor. Chemarea omului este aceea de a fi mădular al trupului tainic al lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, la aceasta ne cheamă. Și acest lucru ne-l aduce aminte, că noi
trebuie să fim mădulare ale trupului tainic al lui Hristos. Hristos este capul, iar noi fiecare în parte trebuie să fim mădularele acestui trup. Trupul întreg este biserica. Și noi fiecare în parte trebuie să fim mădulare ale trupului lui Hristos. Dar iarăși intervine aici păcatul. Și Sfântul Apostol Pavel la 1 Corinteni capitolul 6 vorbește foarte dur despre păcatul acesta al destrânării. Destrânarea este o gravă abatere de la chemarea pe care o avem de a fi mădulare ale trupului lui Hristos. Așadar, un creștin adevărat, un ostaș adevărat, trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Că noi, fiecare dintre noi, în soțul nostru sau în soția noastră, trebuie să-L vedem pe Hristos. Și dacă îl vedem pe Hristos, ne vom comporta ca și cu Hristos, ca și față de Hristos. Destrânarea nu are ce căuta în viața sau în familia creștină. Nici celelalte păcate pe care le-am amintit aici la început, mai la început, nu au ce căuta într-o familie creștină. Noi trebuie să ne străduim să fim modele pentru ceilalți oameni, modele de familie, modele de soți, modele de părinți. Pentru ca oamenii să-L vadă și ei la rândul nostru în noi pe Hristos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la aceasta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.